Bun găsit, sunteți cu mine la lecția de română cu har și astăzi m-am gândit să abordez proza lui Camil Petrescu, mai exact romanul subiectiv, modern, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război. Urmează și Patul lui Procust. Momentan mă ocup de Ultima noapte. Pe parcursul eseului veți vedea că voi aborda toate reperele care se cer la titularizare, respectiv introducerea, particularitățile prozei lui Camil Petrescu, două dintre ele valorificate în acest roman, particularități de construcție a personajului principal, o să mă refer la Ștefan Gheorghidiu, la limbaj și la opinie critică. Dacă aveți acces la întregul eseu, înseamnă că ați devenit deja membrii ai canalului meu. Dacă încă nu ați devenit, vă invit să o faceți și să aveți, bineînțeles, acces la absolut toate rezolvările, atât la literatură, cât și la gramatică și metodică. Merg cu introducerea mai departe. Aducând în atenție scritura lui Camil Petrescu, este indispensabil să ne gândim la maniera în care, și prin contribuția sa, literatura română se sincronizează cu cea europeană în perioada interbelică, în plină manifestare a modernismului. Am definit modernismul. Modernismul reprezintă o tendință în literatură și în artă dezvoltată în secolul al XX-lea, care presupune înnoirea limbajului, negarea tradiției, impunerea unor principii noi în ceea ce privește creația și investigarea spiritualității. Această orientare tematică resemantizează simbolismul, expresionismul, ermetismul, dadaismul și suprarealismul. În literatura noastră, modernismul este promovat de Eugen Lovinescu, istoricul și criticul literar care susține teoria imitației, precum și cea a sincronizării. Are ca fundament preluarea valorilor culturale existente în statele mai dezvoltate, de pildă cele din vest. Abia după asimilarea lor, se creează propriul fond cultural și intelectual. Sincronizarea literaturii române cu spiritul veacului se face prin asimilarea unor teme din exterior, ceea ce trimite la îndepărtarea față de tradiție. Apar inspirația urbană, cultivarea romanului analitic, autenticitatea, fluxul conștiinței, romanul jurnal, arta poetică modernă. Țăranul este înlocuit cu intelectualul mediului urban, spațiul rural cu cel citadin, obiectivitatea cu subiectivitatea viziunii asupra lumii. Se anulează omniscența și principiul cronologiei. În acest nou topos, omul modern se caracterizează printr-o continuă îndoială în raport cu cei din jur, dar mai ales în raport cu sinele, prin pesimism, neîncredere, alienare, izolare, nesiguranță, ceea ce trimite la efectele negative ale acestui curent literar. O să vedem că autorul, și anume Camil Petrescu, utilizează foarte multe tehnici moderne, preluate și din scritura lui Marcel Proust. Petrescu realizează chiar acele mutații valorice pe care criticul le consideră importante și sesizează diferențele fundamentale pe care le aduce protagonistul unei opere moderne. Eroul de roman presupune un zbucium interior, convingerea profundă, un simț al răspunderii dincolo de contingențele obișnuite, spune Camil Petrescu, iar principiul de bază este, citez, să nu descriu decât ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce înregistrează simțurile mele, ceea ce gândesc eu. Aceasta e singura realitate pe care o pot povesti. Din mine însumi eu nu pot ieși. Orice aș face, eu nu pot descrie decât propriile mele senzații, propriile mele imagini. Eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi. Spre deosebire de Liviu Rebreanu, care nu poate scrie decât la persoana a treia, a evitat să scrie la persoana întâi, Petrescu își asumă acest act narrativ. Astfel, omul care a văzut idei concepe niște romane emblematice pentru modernismul interbelic, Ultima noapte de dragoste și Patul lui Procus fiind textele din care putem extrage cu ușurință particularități de seamă ale scriturii sale. După cum am spus, respect reperele și menționez toate acele sau majoritatea particularităților ce se află în scritura lui Camil Petrescu, și anume autenticitatea, anticalofilismul, scrierea vie cu toți nervii în termenul lui Anton Holban, focalizarea internă, analiza psihologică și autoanaliza
evenimentelor trecute, luciditatea, introspecția, impresia de roman jurnal, impresia de simultaneitate prin forța prezentului etern, fluxul conștiinței, memoria afectivă, inadaptarea omului superior la societatea mediocră, meschină, confesiunea, utilizarea monologului interior și a reflexiilor de o natură filozofică, accentuarea conflictului cu sinele, identitatea dintre eul narant și eul narad, îndosarierea de existențe, omnivalența calei ideologică, acea pluralitate de euri, pe care o găsim foarte mult și în dramaturgia sa, la fel ca acea chiditate a substanței, conform acelei doctrine substanțialiste, prezența finalului deschis, toate aflându-se în spiritul modernismului. Mai adaug la cele spuse anterior, faptul că urmăresc și tema și viziunea în ambele romane, dar acum mă raportez doar la Ultima noapte.